Am pus asta pe grup spre analiză. Este propunerea SP-ului. Deci, Dața Zoie, președinta PNL, a pus mai mult galben și roșu, galben și albastru. Evident că lucrurile se schimbă foarte simplu. Pe mine mă interesează cam care este opinia tuturor despre cam cum ar trebui sau cum ar putea să arate orașul. Că luminile, culorile le schimbăm noi, nu stau în mâna RASP-ului. Asta este propunerea Luxtenului, dar v-am spus, cumva influențată. Însă aștept și opinii ca să vedem ce și cum.